Pierdem în lupta cu propaganda, aceasta este concluzia premierului, care susține, citez, suntem cu cel puțin un pas în urma acțiunilor de dezinformare. Nicolae Ciucă admite că nu avem soluții pentru a combate acest fenomen atât de pronunțat acum în contextul războiului declanșat de Rusia. El face apel la un efort comun atât din partea autorităților cât și din partea societății civile pentru a proteja cetățenii în fața războiului informațional. Este nevoie ca oamenii să aibă acces la informații reale, doar că ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă de timp ne demonstrează că suntem cu cel puțin un pas în urma acțiunilor de dezinformare și de propagandă. Au fost probleme pe care le-am resimțit pe propria piele. Nu mă refer la persoane, ci mă refer la o serie întreagă de țări țintă care au fost supuse acestor atacuri propagandistice de dezinformare, de neinformare. Nu am soluția în momentul de față, nu cred că are nimeni, s-a încercat în toate forurile și la toate structurile naționale și internaționale, cred că este nevoie atât de un efort național cât și de unul internațional.